Acum filmez în compartimentul în care la acest moment sunt deținute femelele de reproducție din crescătoria maratonistului Liviu Chiran din Glodeni, Dâmbovița. Câte e aici, Liviu? Am înțeles că sunt două mai multe decât masculine, nu? Sunt mai multe, cu două femele sunt în plus. Mm-hmm. Ce ai băgat anul ăsta? Ai băgat și printre ele? Exemplare da, noi? Argintia aceea care s-a dus da. De la domnul Sorin Eftime. Da. Stropit aceasta cu da, alb pe cap, se vede că e tânără, da. De la Neanicu Bisdigheanu, stropit aceasta. Asta din față? Da. Frumoasă. Deci s-a dat o pereche de stropiți, Neanicu, nu? Exact. Da. Frumos. Da. Nu în ultimul rând, mai am un porumbei de la bunul meu prieten, Florin Miliță. Stropit aceasta e de la el. E mai veche, mai bătrână? Nu, este de 2000, anul trecut. Nu, acum 2 ani am luat-o. Și anul trecut am reprodus din ea. Și acum vedem... N-ai apucat să... Nu. Nu. Da. Anul ăsta o să zbor din ea. Am femela... aceasta. Guta aia închisă? Da. Este o femelă de la Dan Matache, din cea mai bună reproducătoare, Tigrata, da. Spune eu. Aha. Și într-adevăr a confirmat și la mine. Ai văzut? Da. Deci a moștenit calitățile reproductive, să zic așa. Da. Bravo. Mai e vânăt aceasta cumplită de la Nicu Bisdigheanu, bătrâna. Aha. Asta o ai mai de... Da. Mai am iarăși o foarte bună reproducătoare albastră aceasta. Uh-huh. Este de la domnul Sorin Eftime. Te-ai restrâns la 2-3 crescători cel mai, nu? Da, n-ai luat de la foarte. Am încercat de la mai mulți, am scos, stropit aceasta. Este direct din Max, din alu Sorin Eftime. Aha. Fica ei mi-a venit în locul 1 anul ăsta la Vladova și locul 8 la lansare. Bravo! Da. Frumos. Max fiind porumbel de Uijnat pe Vlauvan Open. Da. Cum arată? Ești mulțumit de cum arată? Văd găinațul e ok. Da. Sunt sănătoși. Da. Tratamente ai început să le faci? Momentan nu. Încă nu, dar vreau să, anul ăsta vreau să fac un tratament. Neagra e din ce? Neagra aceasta este de la bunul meu prieten Andrei Ionescu, mi-a dat-o ou. Da? Da. Ai scoat-o la tine, nu? Da, este dintr-un porumbel de la Zmarandei. Și o femelă a dânsului foarte bună. A zis, zice, uite, îți dau și ție. Și mai mi-a dat, acum 2 ani de zile, mai mi-a dat doi masculi, dintre care unul a confirmat. Da. Deci fica lui are încheiat în urmă la maraton extrem. A fost în pereche cu o femelă dată împrumut de la aceasta cu inel portocaliu. Dată împrumut de la bunul meu prieten Ștrul, îi spune, nu-i Sandulescu. Aha. Că știe toată lumea de Ștrul. Da. Și a încheiat normal la maraton extrem. Bravo. Da. Tata săracu are grijă de ei tot timpul anului, nu? El este, da. El e șeful aici. El e săracu, el tot curățenie. Acum când am venit, am făcut eu că era și cazul să... Era și cazul să... ...osul la treabă. Da. Era și cazul să pun osul la treabă. Trebuie să-i mai mulțumești într-un fel sau altul... Da. ...Liviu pentru tot efortul pe care îl face. Care și dânsul o vârstă, nu? Da. Păi, nu mai puști așa. Da. Am adus, după licitație din Olanda, da. Am adus o femelă de Covan Domenel. Am luat-o împreună. Am luat două femele. Am un prieten foarte bun la Piatra Neamț. Aha, și ați luat-o în duplex, să zic așa, nu? Savin, da, și
le-am luat și am zis, băi, una merge la mine, una merge la tine, la anul următor schimbăm. Schimbăm și vedem cum bine da. Treaba asta am făcut-o cu mai mulți porumbi, nu numai cu... Dar ea mi-a sărit în ochi. Una peste alta, ți-ai adus ceva porumbi anul ăsta la matcă? Da, să știți. Este vreo 10 sau cât ai dat? Am și dat afară. Ai scos, nu? Am dat afară, dacă nu mă înșel. Bine, unii am dat împrumut luminciul meu pe la Târgoviște, dar am și dat afară, care nu... Nu ți-au confirmat? Da. Da, e normal. A stat 2-3 ani, la 3 ani dacă nu confirmă, adică nu rămâne un porumbel să-ți facă cât de cât să fie, nu mai zic locul 1, că e greu, nu, locul 1 e pentru 1, atât. Așa, așa. Dar să vină acolo în față, să vină... Să aibă constanță, să te vizi cu el. Nu, restul i-am dat afară, nu am uitat la bani. Nu m-am uitat cât a costat. Și știu că n-ai dat puțin pe ei, în general, nu? Da, dar... nu mai. Nu ești în timp care să zgârcești așa la ei. Da. Nu? Uite, filmăm și camerele, într-adevăr, mi-ai zis. Da. E foarte bine că l-ai montat. Reușești să te uiți din Anglia? Tot timp. La ei te uiți, tot nu? Tot timp. Dimineața, la prima oră, când îmi beau cafeaua, am intrat pe camere, pentru că văd și noaptea, văd la fel ca ziua, au niște luminițe care s-a prins. Și... Da, infraroșul, probabil, da. Văd tot timpul. A, și vezi care sunt liniștiți dacă sunt exact. Agitații. Da. Tot. Dacă au probleme de sănătate, bravo, super. Mergem și sus? Da, mergem și sus, da.